împreună cu tot poporul adunat în masa aceasta în casa Domnului, aș vrea să spun ca de fiecare dată și din toată inima, nu doar de pe vârful buzelor, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, binecuvântat să fie Domnul Iisus și binecuvântat să fie Duhul Sfânt. Și îngăduiți-mi să mai spun încă un lucru de la început. Mi-ar dori tare mult ca Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți aceia care în această seară au ales să caute fața Domnului în casa de rugăciune. Pe cei ce au rămas să asculte cuvântul, ca și pe cei ce, din diferite motive, au ales sau au fost nevoiți să plece între timp. Dumnezeu pe toți să-i binecuvânteze. Amin. De ori este de toți avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu, așa? Avem. Am să vă spun că, uneori, când mă rog pentru frații predicatori care urmează să vorbească din cuvânt, pe lângă faptul că cer din partea Domnului lumină peste ei, descoperire din cuvânt, ajutor, obișnuiesc să mai adaug un lucru și spun în rugăciunea mea, Doamne, dacă în trupul lor este vreo neputință care i-ar putea incomoda în slujire, te rog, ocupă-te și de neputința aceea și ajută-i să treacă peste ea. Amin? Mi-aș dori tare mult ca această parte a rugăciunii să se împlinească și cu privire la mine. Pentru că în zilele acestea m-a luat frigul ăsta pe nepregătite și mă tot lupt cu nu știu ce ar putea să fie, poate gripă, poate altceva. Iar azi dimineață când am venit în casa Domnului am avut surpriza aceea și m-a luat cam pe nepregătite. Le mulțumesc fraților care s-au ocupat ca să pună la punct iarăși sistemul să avem și căldură. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Și acum, după ce am spus toate aceste cuvinte, vă invit să ne apropiem de pasajul Scripturilor. În seara aceasta am citit la început câteva cuvinte pe care le-a rostit Mântuitorul Iisus. Și vreau să vă aduc aminte că una dintre cele mai mari binecuvântări care ne-au fost rânduite nouă este să putem auzi aceste cuvinte. Eu însumi mărturisesc că an la rând le-am avut la îndemână, pentru că Dumnezeu în bunătatea Lui a purtat de grijă în casa părintească să existe o Biblie, așadar le-am avut la îndemână, dar dacă nu m-a îndemnat cineva din afară, n-aș fi pus mâna pe Biblie, pentru că n-am gustat din bunătatea și frumusețea cuvintelor Domnului. Și vă mărturisesc că îmi pare rău, aș vrea să întorc înapoi anii aceia pe care îi consider risipiți, dar nu mai pot. Tinerilor care mă ascultați în seara aceasta și dacă nu vă îndeamnă părinții, puneți mâna pe Biblie, citiți în ea și veți vedea că veți fi răsplătiți. Suntem binecuvântați prin faptul că în seara aceasta, în mijlocul nostru și în auzul urechilor noastre, au fost citite aceste minunate cuvinte ale Domnului Iisus. Ele încep cu un fel de rugăciune, în care se pare că Domnul Iisus, aflat în mijlocul noroadelor venite să-L asculte, și-a îndreptat glasul către Tatăl și către Dumnezeu Tatăl și a zis, Tată, te laud, te laud, Tată, Doamne, al Cerului și al Pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncii. De obicei, rugăciunea este un lucru intim, o expresie a inimii în legătura ei cu Dumnezeu. Dar rugăciunea aceasta Domnului Iisus este consemnată pentru ca noi să putem învăța ceva chiar și de aici. Aș vrea să vă spun că în aceste cuvinte eu găsesc un avertisment. Mântuitorul vorbește aici și dă pe față o hotărâre a lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune în cuvintele Lui că aceste lucruri, și vom vedea care sunt, au fost ascunse de ochii celor înțelepți și pricepuți și au fost descoperite pruncilor. Surprinzător, nu-i așa? De cele mai multe ori Scriptura vorbește în termeni pozitivi despre înțelepciune. Dar aici este vorba despre altceva.
despre o anume stare de mândrie sau aroganță pe care le-o dă unora din liderii religioși ai poporului Israel, cunoștința pe care ei au dobândit-o de-a lungul anilor studiind legea. Oamenii aceștia au devenit într-un anume fel înțelepți și pricepuți, știind ca la nivel de informație mai mult decât cei cărora ei le vorbeau. Numai problema cu oamenii aceștia era că atunci când cunoștința lor a crescut, priceperea lor a crescut, a crescut odată cu ea și mândria. Și nu știu dacă există vreo altă trăsătură a firii pământești pe care Dumnezeu să o urască mai mult. Mândria, Dumnezeu urăște foarte, foarte mult. Și Dumnezeu, acolo unde a văzut mândrie în inima celor înțelepți și pricepuți, a hotărât să intervină și printr-o lucrare despre care Biblia nu ne spune cum se derulează, a ascuns aceste lucruri de ochii celor înțelepți și pricepuți. Ei se adâncesc și citesc și scormonesc și învăț Biblia dintr-o parte într-alta, dar cred pe lângă adevăr, pentru că Dumnezeu a hotărât așa. În schimb, Domnul Iisus, în rugăciunea Lui, lasă de înțeles că Tatăl a avut atâta bunătate, milă, compasiune și dragoste, încât acele lucruri, și vom vedea pe Dumnezeu care sunt, să fie făcute de cunoscut celor cu inima smerită, căci despre ei este vorba în cuvântul prunci. Nu neapărat despre cei pe care îi ții la piept și le dai lapte cu sticluța. Aici avem de-a face cu un simbol. Ce pretizment se ascunde în cuvintele acestea ale rugăciunii Domnului Iisus? Aș vrea să vă spun că eu sunt conștient că ori de câte ori se adună un popor mai mic sau mai mare la număr, între cei care ascultă sunt oameni care cred că știu totul. Sunt oameni cărora nu mai ai ce să le spui. Vasul inimii lor este plin. Ce știi tu să le spui? E puțin. Pe lângă ce știu ei, e un fel de lapte duhovnicesc, slăbuț, diluat, zero calorii. Ei știu mult. Însă, aceia care sunt cu inima smerită, dispuși să învețe, acelora Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, le descoperă adevărul. Frumusețea învățăturilor cuvântului Său, și mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu să ne dea la toți o inimă dispusă să primească învățătura. Să înceapă cu mine. Pentru că vreau să vă spun, noi predicatorii, de multe ori suntem în primejdia de a socotită, știm mai mult decât ascultătorii noștri. N-aș vrea să cadă în primejdia aceasta. Printre dumneavoastră sunt mulți care știu poate mai mult decât mine și mai profund decât mine. Și este un privilegiu că în seara aceasta vă slujesc. Dumnezeu să vă binecuvânteze. După ce am spus aceste lucruri, aș vrea să precizez că în seara aceasta vreau pe scurt să vorbesc despre un lucru care va stârni poate împotrivire multe inimi. Mântuitorul Iisus a vorbit despre un jug. S-a adresat celor care erau în jurul Lui după ce și-a încheiat rugăciunea adresată Tatălui, s-a uitat la cei din jurul Lui, i-a văzut osteniți, trudiți, împovărați și le-a spus acestora, veniți la mine. Dar erau acolo în jurul Lui, nu? Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă și Domnul îi cheamă apoi să vină să ia jugul Lui asupra lor și să învețe de la El. Și în final, Domnul spune că jugul Lui este bun și sarcina Lui este ușoară. Unor oameni care erau caracterizați ca trudiți și împovărați, o asemenea chemare poate să le pară cumva nepotrivită dacă o judecă omenește, firește. De asemenea, ascultătorului viacului 21, creștinului din viacul 21, ar putea să-i pară nepotrivită această chemare la a lua un jug și a-l purta. A lua o sarcină și a-o purta. Și am să vă spun că foarte mulți lideri religioși evită să vorbească ascultătorilor lor, chiar dacă ajung și la cuvântul acesta, evită să le vorbească ascultătorilor lor despre chemarea la a purta un jug.
De aceea vreau să vă spun că sunt multe locuri unde învățătura este superficială și se dă doar ce place audienței. Dar Domnul Iisus vă cheamă și ne cheamă pe toți să luăm cu toate acestea jugul Lui. Mai eu știu că printre ascultătorii mei nu mulți știu ce este același jug. Când spun lucrul acesta, nu îl spun cu dispreț la adresa nimănui. Căci tinerii noștri care poate că nu știu ce înseamnă jug, știu alte lucruri care pentru mine sunt taine, în care ei se mișcă cu abilitate și aș putea să învăț eu de la ei. Dar în seara aceasta nu vorbim despre tablete și ordinatoare, în seara aceasta vorbim despre jug. Și acum, dați-mi voie să vă spun că în vremea copilăriei mele am avut ocazia să văd ce este jugul, la ce se folosește el și uitându-mă prin Biblie, am văzut că el este folosit cu sensul de simbol în multe, în multe locuri. De aceea, aș vrea să trec un pic prin Scriptură și prin Vechiul Testament și prin Noul Testament să vedem ce este jugul și ce simbolizează el. Primul loc la care mă voi opri se găsește în Deuteronomul, capitolul 22, cu versetul 10. Acolo este o repetare a legilor pe care Dumnezeu prin Moise le-a dat poporului său. Și aș vrea să vă spun că n-a existat popor în vechime care să aibă legi atât de drepte și atât de înțelepte pe cât au fost legile date de Dumnezeu poporului Israel. Cu o dragoste, cu o înțelepciune, cu o bunătate deosebită, Dumnezeu s-a ocupat de poporul acesta, vrând să-l învețe un mod de viață foarte frumos, mult deasupra popoarelor care trăiau în antichitatea aceea, în vremea aceea. Și evreului Dumnezeu îi spune în cuvântul pe care l-am menționat mai înainte, să nu are cu un bou și cu un măgar înjugați împreună. La cuvântul acesta mi-aduc aminte că nu cu foarte multă vreme în urmă am mai făcut referire și am spus că dacă s-ar fi întâmplat ca un evreu să sărăcească, să vândă unul din animalele sale de povară, de bună oară, unul din cei doi boi pe care îi avea, rămânea numai cu unul și oborul îi trebuia arat cumva. Și atunci, spirit inventiv, așa cum suntem și noi, se putea gândi, putea trece evreului prin cap, lângă boul rămas, disponibil, să găsească un înlocuitor și să-i pună acum să ducă amândoi plugul. Munca aceasta însă ar fi fost o muncă istovitoare, pentru că în vremea aceea plugul era făcut din lemn. Și pământul acela pietros din Țara Sfântă însemna o trudă, un efort foarte mare. Spuneam data trecută când am vorbit despre lucrul acesta că înainte de amiază, dacă un evreu i-ar fi pus în combinația aceasta, se pomenea că îi murea măgarul. Înainte de amiază, măgarul își dădea Duhul. Și oborul tot nelucrat rămânea până la cap. În bunătatea lui Dumnezeu dovedește prin aceasta că se îngrijește chiar și de animale. Le pasă de ce experimentează el. Și cel neprihănit știe lucrul acesta, de aceea se poartă cu milă cu animalele lui dacă el este agricultor. A rugat pisica de la etaj ca să vezi dacă pică întotdeauna în picioare, de la etajul 3, 4, 7, fără să o echipez cu parașută, e un chin. Este și legile omenești condamnă lucrurile acestea. Să nu cerce nimeni. Dar Dumnezeu arată că este interesat de ce simt chiar și creaturile astea, față de care noi poate că nu întotdeauna avem milă. Aici negreșit este vorba despre jug cu sensul lui literal. Obiectul acela confecționat din lemn sau din fier, în care două animale de povară erau puse să tragă împreună ca să poată să pune puterea lor în slujba gospodarului, agricultorului. Căci divorul, oricât de multă putere ar avea în el, dacă puterea lui nu este de folos gospodarului, ce rost? N-are niciun rost. În satul meu erau bivori, oamenii aveau bivori și vreau să vă spun că au o putere foarte mare, animalele acestea de povară.
doi bivoli puteau să tragă un car îngărcat la greu cu leagne din orice râpă din pădure, ceea ce trei cai sau patru nu puteau. Doi boi o scoteau, scoteau carul, o scoteau leagă. Ei bine, acolo este vorba despre obiectul, despre sensul literal și nu o să mă opresc prea mult acolo. Un al doilea loc biblic în care aș vrea să mă opresc este în 1 Împărați, capitolul 12. Deja David murise, pe tron era Solomon. Și acum, proaspăt împărat fiind, poporul a venit la el și i-a spus, citesc din versetul 4, Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul. Acum tu ușurează această aspră robie și jugul greu pe care l-a pus peste noi Tatăl tău și îți vom sluji. Se vorbește despre perioada lui Solomon. Iertați-mă, fiul lui Solomon era deja pe tron. Se vorbește despre perioada lui Solomon ca despre o perioadă de glorie. O perioadă în care aurul și argintul a ajuns în împărăție foarte comun. Aș putea spune că era inflație, ca să folosesc un termen mai actual. Dar nu se prea vorbește despre starea în care trăia poporul în vremea aceea. Căci Solomon, deși a fost un arhitect desăvârșit, el a găsit cu cale să împlinească proiectele sale, punând biruri mari și grele pe popor. Și aici poporul zice fiului acestuia, lui Roboam, zice, a vrea să ne ușurez robia aceasta, jugul pe care tatăl tău l-a pus peste noi. Și tânărul împărat se consultă cu sfetnicii bătrâni și sfetnicii bătrâni îi spun, dacă i-ai asculta, să mai reduci din taxe. Să știi că ți-ai câștigat bunăvoința, începe cu dreptul domnia ta. Ei îți făgăduiesc că te vor sluji și probabil că cei mai mulți dintre ei o vor face. Numai că tânărul împărat se sfătuiește cu tovarășii lui de joacă și ăștia erau din ăștia așa, puși pe grozăvii. Și a spus, nu e bine să le spui așa ceva, tu trebuie să arăți că ești tough guy. Și când au venit, după răspuns, ăsta le spune, tatăl meu va apăsa cum va apăsa, să vedeți ce o să vă apăs eu. Și să vedeți jugul pe care am să-l pun eu pe voi. Și urmarea acestei discuții, împărăția se rupe. 10 seminții pleacă în nord, se disociază de împărăția, de seminția din care se trăgea David, Solomon și fiul lui Solomon. Iar fiul lui Solomon rămâne pe tron și în jurul lui are doar o seminție. Acolo termenul jug definește o corvoadă, o povară, o anume robie, o anume apăsare care făcea viața omului să fie grea, să nu știe de unde să-și câștige pâinea, cum să-și acopere nevoile, cum să-și crească copiii. Oamenii i-au spus, împărate, ușurează-ne povara. Și împăratul a zis, nu, o să vedeți ce pun eu pe voi. Aici este vorba așadar despre un simbol al jugului. Un alt loc în care aș vrea să poposim puțin plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 27, aici profetul lacrimilor zice un lucru pe care cei mai mulți dintre ascultătorii mei s-ar putea să nu-l primească cu multă bucurie. Plângeri 3, 27. Zice el acolo, este bine pentru un om să poarte un jug în tinerețea lui. Păi, dacă e o povară, dacă e ceva greu de purtat, cum să fie bine să-l porți? Dar aici simbolul are un alt înțeles. Aici simbolul are înțelesul de a te ocupa de copilul tău, a-i da responsabilități atunci când este în casa ta, a-l disciplina, a-l direcționa, a nu-l lăsa să facă ce vrea el și cât vrea el, pentru că nu este de folos să-l lași de capul lui. Tu, ca părinte, să-i creezi un anume cadru în care el să se dezvolte.
Știu că prea puțin tineri ar zice amin, dacă eu aș zice amin acum. Dar adevărul este că le prinde bine tinerilor să poarte responsabilități atâta vreme cât sunt tineri, ca să se deprindă cu responsabilitățile. Că este mare diferență între un tânăr care a fost crescut de mama și de tata pe palmă și un tânăr care a știut să facă și una și alta prin casă. Dacă părintele este înțelept și îl pune la treabă și învață și asta, și asta, și asta, când tânărul acela va fi de capul lui și va avea propria ei familie, el va spune mulțumesc tatălui meu și mulțumesc mamei mele că m-au pus să fac și uite, acum știu. Dar dacă l-au crescut pe palmă și i-a pus mama până și, cum spunea un prieten de-al nostru, pasul de dinți pe periuță să nu obosească dimineața, să nu pună cumva cremă de rască pe periuța de dinți, dacă l-ai crescut pe palmă, când ajunge să fie pe picioarele lui, are probleme serioase. Schimbatul unui bec, el cheamă pe cineva să-i schimbe. Că nu uita part, nu știe în ce parte să-l învârte, cum să... În sfârșit nu intru în detalii. Este bine pentru un tânăr să poarte un jug de felul acesta în tinerețea lui. Sper să mă înțelegeți bine. În Noul Testament, iarăși se vorbește despre jug și Apostolul Pavel zice, de bună oară, 2 Corinteni, zice el despre un jug nepotrivit și le spune, fraților, nu vă judați la un jug nepotrivit. Adică, la unul potrivit, ești încurajat, dar la unul nepotrivit, ești avertizat să nu te înjugi. Cum adică, sigur, să te înjugi la un jug nepotrivit? O, da, se poate. Și de cele mai multe ori când vorbim despre lucrurile acestea, de obicei ne referim la asocierea în căsătorie dintre un tânăr creștin și o tânără necreștină. Dintre o tânără creștină și un flăcău necreștin. Că e frumos, care mașină, care școală, care nu știu ce. Dacă nu-i crește, lasă, se pocăiește el. Nu se pocăiește așa ușor. Lasă să se pocăiască întâi și după aceea intri în legământ cu el, că legământul ăsta e pe viață. Zice Pavel, nu vă jugați la juguri care nu vi se potrivesc. Aici iarăși este un simbol, jugul căsniciei. Eram la Michelaca în septembrie, cred, 92. Mi-aduc aminte, un frate predicator predica atunci la o nuntă, sora lui era îmbrăcată mireasă și zice, căsnicia se aseamănă cu un jug în care trag doi și când și-a dat seama ce cuvânt urmea să spună, a avut o ezitare puternică, dar nu avea de mână un alt sinonim. Și a zis, în care trag doi boi și mulți au râs în sală. În care trag doi oameni. Căsnicia este un jug, dar trebuie să fie un jug potrivit. Și ca să fie potrivit, și unul și celălalt trebuie să aibă aceleași convingeri. Nu să fie diametral opuse, pentru că e baia. Însă, Apostolul Pavel în Filipeni mai vorbește despre jug atunci când scrie această epistolă în capitolul 4. El, deși epistola este scrisă bisericii, aici are un cuvânt pentru un colaborator de-a lui și am vrut să văd cine e colaboratorul acesta lui Pavel. Și tu, zice Pavel, adevărat și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie. Iată că aici este vorba despre un jug în care Pavel a tras împreună cu unul din colaboratorii lui și Pavel vorbește apreciativ despre omul acesta și despre faptul că amândoi au tras în același jug. Cine este acest om căruia Pavel îi spune adevărat tovarăș de jug? Aș înclina să cred că este vorba despre Epafrodit, fratele și tovarășul de lucru lui Pavel și de luptă, trimisul și slujitorul celor din Filip pentru nevoile lui Pavel. Iată, aici jugul iar este ceva, un simbol pozitiv, ceva care aduce folos. Dar acum Domnul Iisus, din toate aceste simboluri, oare la care s-a referit când i-a chemat pe ascultătorii lui să vină să ia asupra lor jugul lui? Din context, aș vrea să înțelegem că aici este vorba de un cu totul alt simbol. Pentru că în vremea Domnului Iisus,
religia evreiască devenise sub influența fariseilor, a cărturarilor, o adevărată povară. Dacă nu mă credeți, citiți Matei 23 și veți vedea. Pe ăștia Domnul Iisus, măcar că erau foarte religioși, dacă i-ați fi văzut, ați fi zis, așa vrea să devenim și noi. Pe din afară arătau grozav. Dar oamenii ăștia transformaseră religia adevărată, la care Dumnezeu i-a chemat pe ai lui în vechime, o transformaseră într-o povară, într-un adevărat jug. Povara aceasta îi obosea. Și ăștia erau oamenii simpli, care primeau tot ce le spuneau cărturarii, ăștia erau cei trudiți și împovărați. Nu este vorba despre o povară oboseală a trupului, ci despre una a sufletului. Mântuitorul Iisus le spune, veniți și luați jugul meu asupra voastră. Pentru că jugul meu, spune El, este bun. Știți că Domnul Iisus, în tinerețea Lui, înainte de a-și începe lucrarea publică, a lucrat în atelierul de tâmplărie din Nazaret. Am făcut și altă dată referire la Marcu, capitolul 6, unde este scris că El a fost numit tâmplarul, nu doar fiul tâmplarului, ci El însuși a fost numit tâmplar. Să nu-și imagineze cineva un evreu evlavios lăsat să ajungă fiul la 30 de ani fără să deprindă o meserie. Și Domnul Iisus a deprins dulgheria, tâmplăria asta. În atelierul de tâmplărie din Nazaret, sunt încredințat că Domnul Iisus a avut ocazia nu doar să vadă un jug, ci și să atingă unul. Și cred că în limbajul vremii de atunci se vorbea despre juguri bune și despre juguri rele. Atunci când un dulgher din Nazaret sau din altă parte din Țara Sfântă făcea un jug pentru cineva, erau în procesul acesta trei etape. În primul rând, se lua măsura animalului de povară care trebuia prins în jugul acela. Apoi, după ce dulgherul făcea deja cadrul aproximativ, urma testarea lui, urma o probă lui. Și animalul de povară era pus acolo și meseriașul, dulgherul, se uita să vadă este bun sau nu este bun. Urma să-i facă un ajustament. De ce era nevoie? Pentru ca jugul acesta nu cumva să rănească gâtul sau umerii animalului de povară. Pentru ca jugul acela să poată fi folositor, să nu fie nici prea greu, să nu rănească așadar. Până la urmă. Domnul Iisus folosește acest simbol și le spune, veniți și luați jugul meu asupra voastră. Primul lucru pe care vreau să-l accentuez aici este faptul că Domnul ne-a chemat să purtăm jugul Lui. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, va adăuga El imediat. Mai întâi vine purtarea jugului și apoi, prin purtarea jugului, se ajunge la odihna sufletului. Lucrul ăsta este parte neobișnuit, dar cu toate acestea, lucrurile sunt tocmai așa. Domnul Iisus ne cheamă întâi la purtarea jugului. Apostolul Pavel va spune că plugarul mai întâi va trebui să muncească înainte de a se bucura de roade, de a le strânge. Și dacă nu a prudit, toamna nu are ce strânge. De aceea, și aici Domnul Iisus ne cheamă la purtarea jugului. Aș vrea să vă spun că în vremea de astăzi prea rar se vorbește în mijlocul creștinilor despre purtarea unui jug. Se vorbește foarte mult despre Evanghelia prosperității, despre o Evanghelie a bunăstării, despre ceva tot timpul pozitiv, rezolvări la toate problemele noastre, vindecări și am auzit spunându-se că dacă ești un creștin adevărat, n-ar trebui să fii bolnav niciodată. Numai că Apostolul Pavel a simțit în trupul lui boala și colaboratori de-ai lui, oameni de nădejde, au fost și ei bolnavi câteodată. Vedeți, teologia aceasta nu prea stă în picioare dacă o pui lumina Bibliei. Mântuitorul Iisus ne-a chemat la jug. Înainte de a ajunge să purtăm cu El haină de slavă și cunună de slavă, o greutate veșnică de slavă, noi, eu și dumneata, suntem chemați să purtăm împreună cu El jugul. Veniți și luați jugul, spunea Domnul Iisus.
De al doilea rând, Mântuitorul Iisus spunea, luați jugul meu. Adevărul este că toți oamenii, fie că ei înțeleg lucrul acesta, fie că nu înțeleg, ei poartă un jug. Ei sunt înjugați la un jug. Cei mai mulți nici nu știu lucrul acesta. Sunt oameni înjugați la jugul realizării personale. Și pentru aceasta ei depun eforturi deosebite, își sacrifică și familia, sacrifică totul și sănătatea. Pentru ca profesional să urce până nu știu unde. Jugul împlinirilor profesionale. Am cunoscut oameni care au fost înjugați în jugul obiceiurilor nepotrivite. Jugurile de noroc pot să fie un asemenea jug. Și este câte unul care nu-l poți scoate de acolo. Este un jug și este mai de dată mai recentă al jocurilor care te captivează și nu te poți desprinde de ele. Și ai prins parcă rădăcini în fața micului ecran și butoane și butoane și ți-e și teamă să-i spui copilului, auzi, du-te și du coșul de gunoi până afară, că el e în plină cursă. Nu poți. E un jug. Și aș putea în seara aceasta să enumăr o grămadă de juguri în care oamenii sunt prinși și nici nu-și dau seama de el. Te prinde jugul Facebook-ului și începi la 9 și un sfert seara și te pomenești că ai închis la 4:20 și la 6 sună ceasul, mergi la lucru. Neața. Și te obosit și te obiști și te întrebi de ce. Știi de ce? Numai nu vrei să recunoști. Există atâtea juguri care ne istovesc. Hristos spune, luați jugul meu. Ăsta vă dă o bine. El ne propune, de fapt, un schimb. Să renunțăm la jugurile noastre și să luăm pe a Lui. Pentru că a Lui este singurul bun. Dacă stai la ordinator 7 ceasuri noaptea și la rugăciune stai 5 minute, îți spun categoric, ești într-un jug. Dacă nu te poți desprinde până nu știi toate știrile, tot ce s-a întâmplat pe globul ăsta, și din cuvânt citești, care e psalmul cel mai scurt? Uite, uite, citești, ai citit un psalm. Poți să spui mamei, tatălui, un psalm am citit. Tare. O să te nu, ăla-i lung. Ești vins într-un jug. Dumnezeu să ne elibereze pe toți. Amin. Aș vrea să vă spun că, în final, jugul Domnului Iisus este bun. Este bun pentru că ne face bine. Este bun pentru că aduce folos. Este bun pentru că e singurul care aduce recompensă în veșnicie. Un creștin odată a văzut pe un copil de vreo 12-13 ani cărând ceva în spatele lui, că scutea mai bine, a văzut că e fratele mai, părea să fie fratele mai mic un pic. Dar ăsta care îl ducea pe frate în spate, se opintea cu el și mergea. Și creștinul nostru îi zice, băiatul ăsta mai măricel, auzi, dragă, nu este prea grea povara aceasta pentru tine? Și cel interpelat se uită la el și spune, domnule, dacă trebuie mai bine, o să vezi că nu e o povară, ăsta e fratele meu. Cum asigur că el a înțeles greșit întrebarea. El a înțeles că omul care îl întreabă, nu știu ce în haina aia mare. Și el a spus, nu e o povară, este fratele meu. Dar aș vrea să vă spun că omul, că tânărul ăsta, copilul ăsta, a dat cel mai înțelept răspuns posibil. Ceea ce el purta în spate era fratele lui. Și dacă cel de lângă tine îți este o povară, îl duci greu. Și dacă este unul care te calcă pe bătătură, îl duci greu. Dar dacă te uiți la el și spui, e fratele meu, îl duci mai ușor. Dacă te uiți la sora care poate nu-i după standardele tale și știi de, și spui, e sora mea, duci mai ușor povara. Ați înțeles diferența? Este dragostea. Și Domnul Iisus ne-a învățat să ne iubim unii pe alții. Să ne purtăm poverile unii altora. Și dacă noi ne iubim pe noi, numai pe noi, ne va fi tare greu. Obosim după o săptămână, două.
Dar dacă noi iubim pe cei de lângă noi, curtatul poverilor lor, nu ni se va mai părea atât de greu și ei nu ni se vor mai părea o povară și problemele lor nu vor fi o povară grea pentru noi. Dacă îi vom iubi cu adevărat, vom purta cu plăcere ceea ce avem de purtat. Și ne vom bucura că avem oportunitatea să slujim în felul acesta Domnului și să dăm o mână de ajutor fraților, ca toți să înaintăm pe calea credinței. Aș vrea să vă spun spre final că orice sacrificiu pe care îl facem pentru Hristos își va căpăta răsplata. Numai să nu gândiți ca și copilul acela care a spus azi dau 2 dolari la colectă, tată, cât prime săptămâna viitoare? S-ar putea să nu primiți săptămâna viitoare. S-ar putea să fie răsplata mai târziu. S-ar putea nici să nu fie răsplata pe pământul acesta pentru dolarii aceia doi. Dar va fi în cer. Aș vrea să vă spun că orice facem pentru Domnul, își va căpăta răsplata. Jurul lui Hristos înseamnă în dragoste pentru Dumnezeu și pentru semeni să slujești atât cât poți. Eu asta mă înțeles. Și Dumnezeu, prin Domnul Iisus, pe noi la asta ne cheamă. Și am să vă mai spun un lucru. Foarte interesant. Animalul de povară poartă ele jugul și trag ele carul, încărcat sau neîncărcat. Dar jugul lui Hristos îl poartă el pe acela care se înhamăle, care se înjugăle. În felul acesta ajungem acolo în împărăție, purtând jugul lui Hristos. Eu mă voi opri aici, doresc din toată inima ca Duhul lui Dumnezeu să binecuvânteze puținul pe care eu l-am semnat în seara aceasta. Și să nu uitați, înainte de a ajunge la cununa de slavă, noi suntem chemați să purtăm jugul lui Hristos. Dacă despre jugul lui Hristos ar vorbi în toate bisericile locale din ziua de astăzi, eu s-ar putea să am surpriza și dumneavoastră împreună cu mine, ca mulți să se rărească pe acolo când aud e vorba de purtat jug. Dar tocmai asta este esența creștinismului. Să porți jugul cu Hristos. Există o frumoasă cântare creștină, sora Rodica o mai cânta mai demult, poate s-ar fi potrivit și în seara aceasta, să porți jugul lui Hristos pe urmă. Asta e o cântare cu adevărat frumos. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin? Amin. Și avem o întrebare. Dacă sora Rodica este disponibilă să vină să vină. Dacă nu sora Rodica, data ce vine, cred că și eu mi-am adus aminte, în timp ce vorbea fratele Iosif de jurul lui Hristos, mi-am adus aminte de această cântare, dar nu mi-aduceam aminte cine din adunare o cântă. Dacă nu mi-aduceam aminte înainte, poate te anunțam înainte să vină. Haideți să ne ridicăm în picioare, frate și surori. Aș vrea să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și ar vrea să ne încredințăm în mâna Domnului. Ar vrea să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să împlinim ceea ce am învățat, ceea ce am ascultat în seara aceasta. Să știți că cine ascultă cuvântul lui Dumnezeu și nu îl împlinește, spune cuvântul lui Dumnezeu că este ca și un om care se uită într-un oglindă, își vede chipul, iar după ce se întoarce și nu-l mai vede, a uitat cum a arătat. Frați și surori, noi să fim niște împlinitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, nu niște ascultători uituci. Haideți să ne credințăm în brațul lui Dumnezeu. Ne stăm față o săptămână în care vom înfrunta tot felul de obstacole și tot felul de ispite și de necazuri. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne călăuzească și să ne poarte pe brațe de binecuvântare. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea izbăvire și izbândă în toate necazurile noastre. Amin. Așa cum stăm, să ne rugăm Domnului.